Vedem alte mărturii, doamnelor și domnilor, pentru că sunt dezvăluiri incredibile făcute de un supraviețuitor al acestei tragedii de la ferma dacilor. Este o femeie care a fost cazată la pensiune și a povestit în exclusivitate la Antena 3 CNN clipele de groază prin care a trecut. Ei bine, ferma dacilor nu avea autorizație de securitate la incendiu și funcționa în mare parte pe generatoare. Deci ne-am cazat pe 24, pe 25 a fost sărbătoarea de Crăciun, da? Și am stat împreună cu grupul de prieteni la masa de sărbătoare. Noi am fost cazați la căsuțele de jos, care erau în paralel cu clădirea principală, unde s-a întâmplat incendiul. Și către dimineață, între 6:30 și 6:20, cam așa, am auzit niște sirene, dar în același timp am auzit și bătând la ușă. V-am spus că eram cu un grup de prieteni și a sunat la noi un prieten și a spus că arde pensiunea. Și când ați ieșit, ce ați văzut? Păi am ieșit și am văzut un foc extins. Cred că era deci, de-a lungul întregii pensiuni și era destul de mare, deci cam 1000 de metri, zic eu, nu știu, așa. Și după aceea a venit și soția prietenului nostru și a zis că a venit o doamnă cu un copil și a rugat să țină copilul, că vrea să se ducă să salveze și celălalt copil. Când dumneavoastră ați ieșit de acolo dimineața, ce ați văzut în afară de acel foc? Mai vedeați oameni care puteau să intre sau să iasă din clădirea principală? Nu, n-am văzut. Nu, era un incendiu violent, clar. Uh-huh. Adică destul de mare, cred că s-a propagat mult mai devreme. Ați aflat cât timp a stat acolo, că ar fi fost probleme legate de centrală, legate de instalația electrică? Da, am auzit că au fost anumiți turiști care au fost mutați din clădirea principală în alte căsuțe. Dar erau surse de încălzire, să spunem așa, radiatoare sau altceva? Nu, n-am văzut, cum să vă zic, n-am văzut detector. Păi da, alea sunt oricum integrale, n-au pățit nimic. Pot fi verificate acum. Cât timp ați stat acolo în clădirea principală? Ați văzut o stingătoare sau v-au sărit în ochi astfel de lucruri? Da, am văzut, da, am văzut stingătoare, da, cum intrai, aveau la intrare, ce știu, că erau mai mulți stâlpi, știți? Parcă era unul sus, așa, agăsat. Bun, domnule general, a ars atât de repede, cel puțin așa rezultă și din ce spun martorii, așa rezultă și din tot filmul poveștii, pentru că până la activarea planului roșu, din momentul în care s-a dat alertă, au trecut 45 de minute. Între timp când au ajuns pompieri acolo, era scrum, nu se mai vedea acoperișul, ați văzut, totul era prăbușit.